Aplicația GP Analytics îți prezintă date de la terminalele de plată Global Payments, precum și din portalul online GP WebPay. Dar poți totodată să-ți compari datele cu ale concurenței. Ca și concurență, am grupat magazinele care au același obiect de activitate în zona în care este punctul tău de lucru. Poți analiza cât poți câștiga din cheltuielile clienților. În secțiunea de sub logo-ul Global Payments din stânga, dă click pe iconița de benchmark și selectează cheltuieli. Selectează punctul de lucru care te interesează și perioada pe care dorești să o analizezi. Înainte de prima folosire, este necesar să accepți condițiile folosirii datelor. Datele personalizate vor fi inițial încărcate în câteva zile. Clientul cheltuie bani pe produse și servicii similare cu cele pe care le vinzi și tu. În medie, cât cheltuie lunar un client în zona ta? Care este cota pe care tu ai câștigat-o? Dacă cota ta este scăzută, încearcă să găsești metode de a atrage clienții mai des sau să crești valoarea cumpărăturii unui client. Întreabă-ți clienții ce îi determină să cumpere bunuri sau servicii în alte părți. Încearcă să atragi clienți noi din zona ta. Valoarea medie a unei achiziții este un indicator pentru a vedea că vinzi eficient. Dacă clienții cheltuie mai mult la concurență, poți reconsidera adăugarea de produse și servicii suplimentare în sortiment. Motivația angajaților și implicarea lor au un rol important. Acest lucru este legat de felul în care îți bonusezi vânzătorii. Vei vedea cum măsurile adoptate de tine influențează graficele de la lună la lună din perspectiva numărului mediu de tranzacții pentru tine și concurență. O distribuție generală a vânzărilor pe zilele săptămânii te poate ajuta să optimizezi orele de activitate, reducerea programului în unele zile sau, la cealaltă extremă, să redeschizi în zilele cu activitate mai mare, de exemplu în weekenduri, dacă acest lucru generează profit.